Horoscopul zilei de 7 iunie. Berbec. Se știe că uneori vă manifestați ca o persoană ceva mai ieșită din comun, însă astăzi exagerați cu misticismul și alte de astea. Nu mai luați în seamă tot ceea ce vedeți pe la televizor sau auziți de pe la alții. Dacă stați și vă tot faceți gânduri negre, starea voastră de spirit o va lua razna rău de tot. Și veți ajunge să-i speriați și pe cei din jur, inducând implicit o stare de tensiune care îi va face pe mulți să se îndepărteze de dumneavoastră. Pornind de la aceste considerente, trebuie să aveți grijă că sunteți în pericol de a-i îndepărta pe cei dragi, care nu vă vor decât binele. Prin și lumea voastră ați putea pierde din vedere alte aspecte importante din viața voastră. Taur. Astăzi vă simțiți cam dezechilibrați din punct de vedere psihic și nu puteți să vă dați seama care este cauza. Meditați, găsiți-o și înlăturați-o, dacă este posibil cât mai repede, căci aveți mult de lucru și nu vă permiteți să rămâneți în urmă sau să dați socoteală șefilor pentru întârzieri. Și mai ales dacă urmăriți să avansați în carieră, astfel de obstacole vă pot da peste cap planurile de mult timp trasate. Fiți cu băgare de seamă și la opiniile celor din jur, deoarece apar unele contradictorii menite să vă inducă în eroare, dar și să vă creeze o imagine greșită în ochii persoanelor importante din viața voastră, fie profesional, fie în plan personal. Precauția este necesară mai ales în cazurile care implică eforturi financiare din partea voastră. Gemeni. Faptul că sunteți extrem de tensionați și nervoși nu vă ajută cu nimic, chiar dacă dețineți foarte bune abilități de comunicare, mai ales în relațiile cu familia, această stare de spirit poate face mai mult rău decât bine. Pot să vă strice planurile făcute dinainte, ba chiar să aducă un plus de negativism anumitor evoluții. De asemenea, puteți avea parte de evenimente atât de neașteptate și incredibile, încât cu greu veți putea să le faceți față. Acest lucru va crește starea de irascibilitate la maxim. Din punct de vedere profesional, sunteți foarte predispuși la luarea unor decizii de lucru care să pericliteze poziția deja obținută, reputația voastră. Gândiți-vă bine fiecare mișcare. Rac. Starea sufletească plină de melancolie în care vă aflați astăzi s-ar putea să nu impresioneze prea mult pe ceilalți, mai ales în plan profesional. Nu insistați prea mult ca lucrurile să se facă tocmai așa cum doriți, fiindcă nu o să vă iasă. Ba dimpotrivă, veți stârni resentimente celorlalți. Ar fi bine să învățați să respectați mai mult pe cei din jur, să nu vă gândiți doar la ceea ce simțiți voi înșivă. Atitudinea detașată pe care o afișați de fiecare dată devine repede deranjantă. Pare că nu vă interesează nimeni și nimic în mod special. Mai mult decât atât, cooperați cu partenerul de viață, mai ales la treburile domestice. O să aveți mult de câștigat. Leu. Lăsați sarcasmul la o parte, mai ales atunci când vi se cere expres ajutorul în anumite chestiuni. Este o mare greșeală să adoptați această atitudine, mai ales în privința celor apropiați. Impuneți-vă răbdare să puteți asculta și conversa așa cum trebuie. Încercați să nu fiți mai puțin intimidanți, ca de obicei, pentru că interlocutorul să poată spune ce are pe suflet. Și în plan profesional se impune să apreciați cu grijă potențialul fiecărei situații în parte și să nu veniți cu cerințe nerealiste pentru colaboratori. S-ar putea să fie o zi în care mintea să vă fie pusă la încercare cu o groază de informații, impresii și idei. V-ar prinde bine un răgaz ca să vă puneți ordine în gânduri. Fecioară. Astăzi s-ar putea să fie nevoie să fiți cât mai aproape de partenerul de viață. S-ar putea ca acesta să simtă nevoia unei discuții serioase cu voi pe o anume temă care vă presează de mai multă vreme. Nu mai evitați discuția pentru că veți înrăutăți situația. Implicați-vă și rezolvați, pentru că zbuciumul partenerului să ia sfârșit și relația dintre voi să scape de tensiunea din ultimele zile. La muncă s-ar putea să primiți reproșuri că ați fost puțin absent în ultimele zile, chiar distrat. Probabil și din cauza tensiunilor familiale. Discuția cu partenerul și rezolvarea problemelor s-ar putea să vă ajute să vă concentrați mai bine. Balanță. Din păcate, vă este foarte greu să vă debarasați de vechile obiceiuri și să încercați ceva nou. Totuși, la un anume moment, și anume astăzi, devine aproape imperativ să găsiți o modalitate de a schimba ceva în viața dumneavoastră. Chiar și ceva minor, cum ar fi stilul de a vă îmbrăca sau o tonsoare mai specială. Ar fi un început.
s-ar putea să aveți o discuție în contradictoriu cu un membru al familiei, o discuție aprinsă despre dorința acestei persoane de a fi mai liberă și nu vă va pica deloc bine când vă veți da seama că vrea să se elibereze de dumneavoastră. Totuși, nu intrați în panică. Lăsați lucrurile să meargă de la sine, pentru că s-ar putea ca ele să revină la normal în mod firesc. Scorpion. Impulsivitatea care vă caracterizează parcă devine mult mai vizibilă în această zi. Vă asumați riscuri destul de mari și cu puțin noroc s-ar putea chiar să și reușiți, mai ales că întotdeauna ați avut încredere în forțele proprii. Veți primi multe sfaturi din toate părțile, astfel că la un moment dat s-ar putea să fiți puțin confuzi în ceea ce privește adevărata fața lucrurilor. Nu vă lăsați păcăliți. Este foarte posibil să existe persoane care tocmai asta urmăresc, să vă deruteze, să vă demoleze sistemul de gândire. Mai ales nu luați decizii în plan financiar sau oficial sub influența celorlalți. Urmăriți-vă ca de obicei instinctul și veți avea numai de câștigat. Săgetător. Astrele spun că astăzi trebuie să fie o zi distractivă plină de veselie și orice fel de distracție este binevenită. Puteți să ieșiți cu copiii în parcul de distracții sau la un film sau pur și simplu să vă jucați cu ei în grădina casei. Spre seară puteți trece la alt fel de jocuri, ceva mai incitante, cu partenerul de viață. Astăzi aveți o doză ceva mai crescută de energie și chiar un strop de nebunie și trebuie să le consumați cumva. Nu vă implicați însă în competiții serioase, fiindcă nu știți deloc să pierdeți și vă veți strica cu siguranță buna dispoziție. Limitați-vă doar la distracție pură care să vă anime și să vă ridice moralul cât mai sus posibil. Capricorn. Poate că ar fi bine ca astăzi să faceți ceva mai diferit decât restul lumii, să încercați să ieșiți cu ceva în evidență. Sunteți creativi din fire, iar câteva noi idei sau puncte de vedere v-ar putea aduce o promovare sau un loc de muncă mai bun. Sau poate vă găsiți o ocupație care să vă ofere un plus financiar la venituri. Oricum, ideea este să vă faceți remarcați. Nu faceți nimic pentru a provoca în mod deliberat pe cineva, deoarece ar putea ieși urât de tot. V-ați procopsi cu o serie de probleme de care chiar nu aveți nevoie. Încercați să vă ponderați temperamentul exaltat cumva de contextul astral. Dacă veți acționa calm și diplomatic, nicio situație tensionată nu va avea șanse să degenereze. Vărsător. Astăzi este o zi romantică pentru voi, în care pasiunile pot răbufni când vă așteptați mai puțin, așa că profitați de ea. Poate apare în peisaj o mai veche dragoste. Chiar dacă nu sunteți siguri de cum veți fi întâmpinați, nu strică să încercați să reînnodați o veche și o incitantă pasiune. Sau poate vă invitați partenerul de viață la o ieșire, ca pe vremuri. Sunt momente în care trecutul se îmbină cu prezentul și lucrurile bune trebuie fructificate. Din păcate, în ceea ce privesc relațiile lucrative, lucrurile nu stau prea bine. Se pare că sunteți pe altă lungime de undă față de colaboratori, orice acțiune fiind îngreunată din acest considerent. Pești. Astăzi tehnologia este cea care vă scoate din minți. Pare o conspirație în care mașinăriile menite să vă facă viața mai ușoară pur și simplu nu vor să mai funcționeze. Calculatorul se închide din senin înainte ca dumneavoastră să fi salvat documentul la care lucrați. Conexiunea la rețeaua telefonică nu mai merge. Și totuși, pe alte canale, informația curge în continuu și nu aveți nicio posibilitate să o prelucrați la modul folositor. În aceste condiții ar fi bine ca în această zi să încercați să faceți abstracție de ce se întâmplă în jur și să luați o pauză, oricât de scurtă, pentru a face ceva care să vă facă realmente fericiți. Șansele sunt mari să apară o schimbare surprinzătoare care să vă transforme radical viața.